cuvântul de învățătură pentru noi în seara aceasta este scris în Sfânta Scriptură, în Cartea Genesa, capitolul 3, citesc începând cu versetul 1. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui, Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Amin. Cred că dumneavoastră cu dorința îndreptată spre Dumnezeu în rugăciune, în duc de rugăciune, și cu atenție veți dori ca Dumnezeu să ne vorbească în seara aceasta. Amen. De la început, Dumnezeu a iubit părtășia cu omul, a dorit să comunice cu omul, arată Sfânta Scriptură și este scris în Cartea I a Cronicilor, capitolul 10, versetul 13 și 14, motivele pentru care Dumnezeu l-a lepădat pe Saul. Știți când Saul a spus, scrie în Samuel, am păzit cuvântul lui Dumnezeu. Și prorocul a întrebat, dar ce cu sunetul ăsta pe aici? Pentru că ascultarea pe jumătate tot ascultare. Scrie, Saul a murit pentru că s-a făcut vinovat de fără de lege față de Domnul, al cărui cuvânt nu l-a păzit. Și pentru că a întrebat și a cerut sfatul celor ce cheamă morții. N-a întrebat pe Domnul, de aceea Domnul l-a omorât și împărăția a dat-o lui David, fiul lui Sai. Cât privește împăratul David, Sfânta Scriptură arată că el era mereu interesat de voia lui Dumnezeu. Dorea să respecte cuvântul lui Dumnezeu. Scrie în 2 Samuel, de exemplu, capitolul 2, de la versetul 1. După aceea David a întrebat pe Domnul: "Să măsuim vreuna din cetățile lui Iuda?" Domnul i-a zis: Suiete, David a zis: "Unde să măsui?" și Domnul a răspuns: "La Hebron." Și altă dată David îl întreba pe Domnul să măsui împotriva filistenilor. Și Domnul spunea da sau nu, pe unde să măsui. Și Domnul explica și de vuietul duzilor și uite așa să împars poporul. Era foarte interesat de cuvântul lui Dumnezeu. Ce frumos a fost la început pe tera. Și Dumnezeu a dorit ca încă din primele ore ale dimineții să comunice cu omul. Numai că la un moment dat S-a stricat părtășia aceasta cu Dumnezeu, s-a întrerupt prezența lui Dumnezeu în grădina pe care a lăsat-o cu un scop bine definit și scrie în Genesa capitolul 2, versetul 15, Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Și omul n-a vegheat, n-a fost atent la acest aspect și a trebuit să fie evacuat din rai. Pentru că omul a intrat într-o conversație riscantă, periculoasă și scrie cuvântul lui Dumnezeu în FSM 4 cu 27 să nu dați prilej diavolului. Este bine să nu intri în conversație cu diavolul că te bate la dialectică. Și Eva a intrat într-un dialog ce a adus moartea. În seara aceasta vă vorbesc despre dialogul ce aduce moarte. Scrie cuvântul în 1 Corinteni 15 cu 56. Boldul morții este păcatul. Și în spatele păcatului sforile se trag de cel rău care dorește îndepărtarea noastră de împărăția lui Dumnezeu. Dorește amăgirea noastră. Și am vrea să vedem din textul acesta care l-am citit ce se întâmplă în dialogul ce aduce moarte. În primul rând, în dialogul ce aduce moarte, aproapele tace. Poate și dumneavoastră v-ați gândit ca și mine, unde era Adam? Că Eva era vinovată, dar unde era Adam? Când Eva conversa cu diavolul, pe Adam era lângă ea. Genesa 3,6, partea a doua versetului. A luat deci din rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatului ei care era lângă ea. În viața de familie suntem lăsați să fim ajutorul potrivit. În 3 cu 7, 1 Petru spune apostolul, Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu soțiile voastre, dând cinste femei ca unui vas mai slab, pentru că împreună cu ele veți moșteni harul vieții. Dumnezeu ne-a lăsat să ne ajutăm și la făcut zacuscă, și la săpat în grădină dacă trebuie, și la concediu, dar ne-a lăsat să vegem unii asupra altora, să ne ajutăm unii pe alții. Numai că dacă ai o nevastă ca Izabela, despre care Sfânta Scriptură spune și este scris, și putem să citim în cuvântul lui Dumnezeu, în un unul împărați, în capitolul 21, spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 22 mai întâi, și voi face case tale cum am făcut casei lui Eroboam, fiul lui Nebas și casei lui Baeșa, fiului lui Ahia, pentru că mai mânia și ai făcut pe Israel să păcătuiască. Acest om, acest împărat, i-a determinat și pe alții să păcătuiască, fiindcă unde merge șoferul cu autobuzul, merg toți pasagerii. Și ascultați mai departe, versetul 25, n-a fost nimeni care să se fi vândut pentru ca să facă ce este rău înaintea Domnului ca ahab pe care nevasta sa, Izabela, îl ațâța la aceasta. Dacă ai o nevastă ca Samson, ajungi ca Samson. La rășniță, rob, fără viziune și fără putere spirituală. Vă aduceți aminte, spune în în capitolul 2, la versetul 7, că atunci când a fost încolțit, atunci când a fost atacat Iov de cel rău, trebuia cineva să-l ajute. Ce a spus soția lui? Iov, hai să lăm două zile de post, să mergem înaintea Domnului, să vedem ce e de făcut, hai să stăm mai mult în rugăciune ca până acum. Așa a făcut? La asta l-a îndemnat? Spune Cuvântul lui Dumnezeu și este scris că în viața de familie suntem rânduiți să fim ajutorul potrivit. Mi-aduc aminte că în urmă cu câțiva ani n-am anunțat prea multe persoane, dar am pus doi tinder și am zis, auzi, eu nu pot să veghez asupra a 262 de membri. Vă rog frumos, trei luni la rând, să scrieți cine se împărtășește, dar să nu spuneți la nimeni și să faceți asta fără să fiți văzuți prea mult. Mi-au scris, cine s-a împărtășit în trei luni. Am scos din lista de membri și au rămas cei ce nu s-au împărtășit. S-a întâmplat pentru unii o lună, dar pentru alții s-a întâmplat trei luni. Și zic, hai să cercetăm pe cei care nu s-au împărtășit trei luni. Și am început cu cei ce slujesc. Și m-am dus la cineva care cânta în biserică la noi și am spus, tinere, tu vrei să cânți numai în adunare, în cer, nu? Am luat așa pe departe că se supără unii și nu mai vin din cauza ta la adunare. Și trebuie să o iei așa pe după cireș, pe după casa scântei și să nu super pe om prea tare. Ba, frate, ce vreau să cânt și în Păi nu cred că vrei să cânt și cer. Și am dat un verset și am spus, uite ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan 6, versetul 55, 54. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Tu nu te împărtășești, am spus. De cât timp nu te împărtășești? Zice, de 9 ani. Zic, să nu mai cânți bine? Să nu. Da, frate, dar știți că frații vor. La frați le place. Da, dar dacă nu-i place Domnului, dar de nu și dumneata că nu-i place Domnului. Trebuie să-i dau alte versete, să-i explic și asta. E zic, să nu mai te, să nu mai te ridici, să cânți până nu te împărtășești. Uite de ce trebuie să te împărtășești. Și când mă gândeam eu că am făcut o mare favor pentru fratele ăsta, au venit soția lui. Ce frate? Zice, ce ai cu noi? E ai ceva cu familia noastră? Zic, da, am, se știi că am. Și vă văd favorizați. De ce? Zic, pentru că eu vreau să discut cu toți cei care nu se împărtășesc, să vă văd de ce nu se împărtășesc, că le vreau binele. Ei, și cu noi ai început. Păi și nu-i un har ăsta să încep cu voi? Dacă începeam cu alții și nu mai ajungeam până la voi și venea venirea Domnului, este un harșo o binecuvântare să poți să fii ajutat. Unde era Adam când Eva ducea conversația? Și la nivel de biserică Dumnezeu ne-a lăsat să ne ajutăm unii pe alții, să veghem unii asupra altora. Galateni, capitolul 6, versetul 2, să ne purtăm sarcinile unii altora. 1 Corinteni, sau 2 Corinteni, unul cu 11, spune Pavel și voi ne veți ajuta cu rugăciunile voastre. Domnul nu ne-a lăsat să ne vorbim de rău, să facem atâtea analize și clasificări și să ducem mesajul mai departe amplificat. Dumnezeu ne-a lăsat să venim în ajutorul celor care nu-și dau seama. Problema este că uneori în dialogul ce aduce moarte, aproapele nu doar că tace, dar încuvințează răul și se unește la rău. Că asta a făcut și Adam. Mi-amintesc că eram într-o călătorie și pe mașină erau doi frați. Unul conducea, și celălalt este un bun vestitor al Evangheliei de la noi, din biserică. Mie îmi place să-l ascult, vestește adevărul. Și fratele care conducea spunea despre mașină că merge bine, celălalt frate zice, frate zice, și văd că mergi în continuu cu ea, da, zice, slavă Domnului, zice, până este motorină. Găsim, zice, este motorină la negru. Și acum așteptam să văd ce zice fratele, care de la Amvon vorbește bine, să vedem un particular ce zice. Fratele este așa mai tăcut și vorbește mai lent. Dar în acel moment s-a uitat către fratele șofer și zice, frate, cum se poate una ca asta să te unești cu hoțul? Cum, frate? Păi nu știi că motorina la negru e furată și te-ai unit cu hoțul? Ce frate zice că am plătit-o? Deci așa și să o mai plătești? Când ai plătit-o integral. Lângă noi sunt creștini formali care trăiesc în curvie, în plăceri care min, care ne cinstesc voia lui Dumnezeu prin neascultare. Lângă noi sunt creștini formali care merg din mai rău în mai rău, culesc numele Domnului, care spun lume proaste, care divorțează, care înșală, care mint, și slujitorii lui Dumnezeu, tac, și creștinii autentici, tac, cine le va spune? Spunea fratele Popovici în cartea sa mare, Amăgirea formalismului religios, vorbea despre subtila seducție a bisericii. Tare aș vrea ca slujitorii bisericii să-și dea seama de adevărata stare a celor credincioși din biserică și asta până nu este prea târziu. Cine le va spune? în dialogul ce aduce moarte, aproapele tace. Spunea un frate păstor, zice, am discutat cu cineva, l-am salutat cu respect, fratele meu a răspuns cu respect și cu zâmbet, ziceam pentru dumneata o foaie, un plic cu o foaie. Mulțumesc, zice, și-a luat foaia și s-a uitat, zice, ce adeverință e asta? Ei, zice, ți-aparține. Frate zice, după cum văd, eu m-ați dat afară. Aici scrie că m-ați retras din toate drepturile de membru. Da, zice, așa cum scrie. Păi și m-ați dat afară? Nu, zice, nu te-am dat afară. Tu ești afară, ți-am dat o adeverință să vezi unde ești. Poate așa te trezești. Poate așa te trezești. Aproapele are nevoie de ajutorul nostru aproapele celui căzut din pilda Domnului Iisus Hristos, simte cu el, spune i s-a făcut milă de el și s-a oprit, da? apoi face tot ce poate pentru el. Dacă a fost nevoie să ia din mantie, să toarne un de lemn și balsam și să-l pună pe asinul lui și să-l ducă la hangiu, apoi cere și ajutor când nu mai face față singur. Nu uitați 2 Corinteni 1 11, voi înși vă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre. Domnul ne-a lăsat, spune nevrei, să veghem unii asupra altora. Dar dacă aproapele tace, ceva mai mult încuvințează răul sau se unește la rău, întrebam într-o familie, zic, cum de vă păcălit diavolul să mergeți la nuntă în lume? Dar ce are, frate? Cum ce are? Păi stai să spun, uite am vorbit cu fratele și cu sora și au zis că și ei au mers, că doar o fata lor și la noi la fel, e copilul nostru, ce să face? Zic, să s -o cânta manele acolo, nu? Păi s cântat. Alcool? Da. Au dansat? Și voi ați dansat? Da, doamne ferie, au zis. Dar zic, ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Cronici, capitolul 22, despre Ahazia? Spune Biblia aici în 22 cu 3, el a umblat în căile casei lui Ahab și mama sa îi dădea sfaturi nelegiuite. Vesetul următor a făcut ce este rău înaintea Domnului ca și casa lui Ahab, căci după moartea tatălui său ei îi erau sfetnici spre pierzarea lui. De ce ne asculți? Care ți punctele de referință? Când aproapele tace sau aproapele înconvințează păcatul? Sau aproapele se unește la rău? Cu motorină furată. Să dăm pagina 2, Cronici, capitolul 24, versetul 17. Să vedeți care au fost cauzele căderii împăratului Ioas. Nu le zic pe toate. După moartea lui Ehoiada, și spune Biblia că în timpul vieții preotului Jehoiada, împăratul acesta scump Ioas a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, pentru că a ascultat de sfaturile lui Jehoiada. Dar după moartea lui Jehoiada, că petenile lui Iuda au venit și s-au închinat înaintea împăratului, atunci împăratul i-a ascultat. Și primul lucru, au părăsit casa Domnului și au slujit astarteilor și idolilor și mâna Domnului a venit peste ei. Ba mai mult, când Domnul a trimis prorocul să-i înștiințeze, n-au luat seama. Vorbeam cu un frate de la noi, a venit cu un fel de reclamație, ce frate, să știi că aici, în spate, unde stau eu pe penultimul rând, așa niște duhuri, așa se vorbește și se comentează aici. Zic, vezi că se iau duhurile și că scatul se ia, cască unul, cască tot rândul după el. Păi și ce să fac, frate? Să te muți! Să schimb locul. Și unde să stau? Pe al doilea rând, că pe primul stau leviții și comitetul. Și o venit pe al doilea rând. Trebuie avut grijă și atenționați oamenii care se înrolează și se înjugă la ce nu este potrivit, că este transmisibilă boala. Mi-aduc aminte că în urmă cu aproximativ 2 ani călătoream înspre Udine, Italia. Am fost invitat împreună cu pastorul de la Izvin, cu Ghiță Mocanu, să slujim acolo. Și am trecut pe la Timișoara, pe la Izvin, l-am luat, am ieșit pe Timișoara din țară și undeva prin Slovenia am greșit drumul. Eu, eu eram șoferul, fratele Ghiță Mocanu în dreapta, soțiile pe bancheta din spate. Dar nu zis nimeni nimic. Într-o intersecție, n-am înțeles ce scrie acolo, nu cunoșteam orașele, am luat-o după mintea mea și am greșit. Și am mers așa câțiva zeci de kilometri și la un moment dat am văzut un indicator. Zagreb, 90 de kilometri. Mai stai că Zagreb, nu e în Italia unde mergem noi, Zagreb e în Croația. ce de făcut. Am mai mers înainte. Nu era cale de întoarcere. Spuneam tinerilor din biserică, aveți grijă că dacă porniți pe topogan s-ar putea să nu vă opriți la jumătate. Și un tânăr a zis, frate, și dacă ne oprim, nu ne mai putem întoarce? Fără cale de întoarcere pe autostradă. Și am mers așa încă vreo 20 de kilometri. Și colegul meu, ce frate Corneliu, dar ce șofer ești tu? Și eu m-am întors, zic, dar ce proroc ești tu? N-ai nicio lumină, n-ai nicio descoperire, că mergem rău și nici nu îmi spui nimic. Apoi eu am vrut să spun, ai vrut să spui? Nu, no, acum mergem la Zagreb, dacă ai vrut să-mi spui. În planul de salvare la locul de muncă, primul pas este anunță persoanele aflate în pericol. Eu fac instructajul din șase în șase luni. De fiecare dată ne spune asta. De aceea, în loc de ajutor, pentru a opri uneori păcatul, tendința, linia greșită, să găsesc asociați înspre rău, să clevetească împreună, să cuvințeze împreună, să spună că și alții fac, că e bine așa. Este un frate de la noi și E în slujbă cu mine, într-adevăr. Ne înțelegem bine și ce, fraților? Cuvântul ce se vestește prin fratele Corneliu e adevărat, e de la Domnul, e... asta e calea dreaptă. Nu, dar știți, noi suntem oameni, suntem supus slăbiciunilor și Dumnezeu ne știe. Și fratele Corneliu face operații așa grele, pe cord uneori, și eu sunt anestezistul lui. Și uneori îi spun, frate, să știi că ați fără anestezie că s-ar putea atâta să-i anesteziem pe oameni de nu mai știu ce e de făcut. A fost un frate de la noi, un alt așa de 2 metri și ceva, l-au internat la spital și au crezut că dacă e atât de înalt, e și rezistent. Și au făcut doză dublă de anestezie și era să nu mai trezească după două zile. În dialogul ce aduce moarte se întâmplă primul lucru, aproape le tace. Dar știți cine trebuie să tacă? Cel atacat? Că spune cuvântul lui Dumnezeu în psalmul 39, versetul 1. Ce-a hotărât omul lui Dumnezeu? Câtă vreme va sta cel rău? Înaintea mea a spus el, voi tăcea. Voi tăcea, haideți să citim, psalmul 39. Versetul 1, ziceam, voi veghea asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba, îmi voi pune frâu gurii cât va sta cel rău înaintea mea. Scrie Cuvântul lui Dumnezeu în Eclesiastru. În capitolul 5, versetul 6: Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimisului lui Dumnezeu: M-am pripit? De ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? În al doilea rând, în dialogul ce aduce moarte, porunca își pierde valoarea. Haideți să recitim. Versetul 2 versetul 3. Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis să nu mâncați din el. Ajutați-mă, a zis Dumnezeu așa, să nu mâncați din el. A zis, hai să vedem mai departe. Și nici să nu vă atingeți de el, a zis Eva, ca să nu muriți. A zis Dumnezeu asta, asta n-a mai zis. Când porunca își pierde valoarea? Spune cuvântul lui Dumnezeu despre Noe în Genesa în 7 cu 5 că Noe a făcut așa cum a zis Domnul. Dar numai că s-ar putea să uiți cuvintele lui Dumnezeu cum spune în Luca 24 de la versetul 6. Nu este aici ce a înviat, aduceți-vă aminte ce v-a spus. Și atunci ei și-au adus aminte de ce le-a spus Isus că va învia. Atunci când uiți aspectul acesta în ascultare. Moise a ieșit din fața lui Dumnezeu, scrie numărul 22, și Dumnezeu i-a zis, ieși în fața poporului răzvrătit și vorbește stâncii. Și el ce a făcut? A ieșit și a lovit stânca de două ori. Și și a spus Dumnezeu, Moise, să nu mai insiști că nu intri în Canaan. Nu asta ți-am spus să faci. Vorbeau doi frați din biserică, am asistat, zice, frate, zice, nu știu ce se întâmplă, că nu se mai împlinesc lucrările. Care, zice? Care? că sunt unele care nu sunt pline. Păi uite ce mi-a vorbit Domnul că va lucra în felul în care o găsi cu cale și nu, nu mai lucrează. Dar zice, da, știi ceva, tu ai făcut ce ți-a zis Domnul? Da, zice, mi s-a cerut asta și asta. Și le-ai împlinit? Da, le-am împlinit. Și nu, nu și-a făcut Domnul partea? Nu. Păi ce să știi că eu am fost acolo când s-a dat lucrarea. Și Domnul ți-a cerut trei lucruri, ți-a cerut și asta. Al treilea lucru. Ei, da, zice, mi-aduc aminte. Asta am uitat. Asta am uitat. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Luca 24 cu 25, Domnul spune ucenicilor pe drumul Emausului, o nepricepuților și zăbavniși cu inima când este vorba, să credeți, Scriptura. Când uiți cuvântul lui Dumnezeu, când nu crezi cuvântul lui Dumnezeu, când nu înțelegi cuvântul lui Dumnezeu, scrie Ioan 20 cu 9, tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze a treia zi. Un frate mi-a povestit recent, zice, l-am dus pe tatăl meu la oreleu, că am văzut că nu mai au de bine. Și l-a consultat medicul orelist și a zis, Auz Bade, dumneata auzi, problema e că nu înțelegi. Scrie în Matei 13 cu 19, Că cine aude Cuvântul lui Dumnezeu și nu-l înțelege, vine diavolul și ia Cuvântul din inima lui. De aceea trebuie să ne rugăm insistent mai întâi pentru predicator să înțeleagă ei bine Cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi să-l transmită și altora, să-l poată înțelege și ei. Nu știu, să-l transmită pe românește sau cu translator dacă nu s români, dar încât să-l putem înțelege. Așa după cum este scris. Recent m-a chemat dirigint al lui Ciprian să-i explic de ce nu merge la banchet și zice domnule e, auzi, cum se poate întâmpla în secolul ăsta la sfârșitul clasei a 12-a să nu participi la un astfel de eveniment unic vreau să te întreb ceva domnule ce o înțeles copilul ăsta până acum eu au crezut că sunt adunat așa de pe drum, dar sunt întâlnit cu cine trebuia. Și am ținut o predică așa, pe puncte și cu versete. Și am spus, Doamnă, păi el o înțeles bine, de aceea nu merge. Stai, domne, să spun. Și mă tot întrerupea. Păi nu mai vin încă 12, că ăsta e formator de opinii, zice. Și ce să mai fac cu 12 la banchet? Și le-am cerut, măcar, Domnule, dați banii dacă nu veniți. Nici banii nu vor să-i dea. Păi știți de ce, Doamnă, nu-i dă? Dumneavoastră veți folosi alcool acolo, da? Păi ceva țuică. Păi știți că spune în Biblie că vai de cel ce dă aproape lui său să bea băuturi amețitoare? Lasă, domnule, zice că Biblia e interpretabilă. Păi interpretează în dumneata versetul ăsta ca să-l înțeleg și eu altfel. Lasă, domnule, că preotul nostru vine la pomană și sfințește țuica. Și zic, doamne, e bine ce face? Nu știu, domnule, vedeți, doamnă, că nu știți? Și-o chemat -o și pe directoare, ca să se și la directoare. Și a spus, Doamnă, dar știți că spune nunul 1 Petru capitolul 4 că ajunge că în trecut ați făcut voia neamurilor trăind în beții, în chefuri, în slujirii dolești neîngăduite? S-a uita la mine, i-a mai dat un verset, T2 cu 11, că Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. O mai vrut un verset, i-am și Efeseni 5 cu 10. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați parte deloc la lucrările neroditoare ale întunericului, ci mai degrabă, -le. Nu, și o sândiți-le. Nu știu, domnule, vedeți, doamnă, că nu știți. Că a ieșit într-o zi în America un reporter pe stradă cu microfonașul lui, prima întrebare la primul interlocutor. Domnule, ziceam și o întrebare. Care sunt cele două mari probleme ale Americii? Și ăsta indignat, așa și deranjat, iritat, ce nu știu, domnule, și nici nu mă interesează. Aveți dreptate, astea sunt cele două mari probleme ale mericii. Oamenii nici nu știu și nici nu interesează. Când ești interesat de cuvântul lui Dumnezeu și dacă nu înțelegi, vei spune că în faptele apostolilor, famenul etiopian, cum să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Dumnezeu are nevoie de luptători integri și biruitori în luptă care să respecte cuvântul lui Dumnezeu în tocmai. Că spune cuvântul lui Dumnezeu, îi veți cunoaște și Dumnezeu ne va cunoaște, nu după numele ce îl purtăm, ci după roade, că degeaba te cheamă croitorul și n-ai nicio legătură cu mașina de cusut. Nu te ajută că ai porumbelul pe ștampilă și muntele Sionului pe firmă și la noi, Betel, sau ți se spune cu respect Pacea lui Isus sau Domnul să fie cu tine și răspuns la fel? Spune cuvântul lui Dumnezeu și este scris, Galaten 5,16 Zic dar, umblați, scârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei 4 că diavolul a venit la Domnul să-l ispitească într-un anumit fel. Suntem și noi uneori în felul acesta. Cum anume? Să lăm un text din context, să-l folosim ca pretext. Adică să pui versetul unde nu și are locul. Dacă scrie în Biblie că dacă veți bea ceva de moarte nu vă va vătăma, nu trebuie să probezi împlinirea cu furadan sau verde de Paris. Nu, acolo își are loc versetul și împlinirea lui. Că spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Petru 3 cu 16 despre oamenii neștiutori și nestatornici care răstămăcesc adevărul spre pierzarea lor. Aici, în Sfânta Scriptură, în textul citit, diavolul îi reprezintă pe cei care păcătuiesc și vor să-i amăgească și pe alții să păcătuiască. Să nu fie singuri, în iad. Vă citesc ce spune Sfânta Scriptură și este scris în 2 Petru, capitolul 2. Versetul 18, versetul 19. Ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic, momesc cu poftele cărnii și cu desfrânări pe cei ce de-abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire. Le făgăduiesc slobozenia în timp ce ei înși sunt robe ai stricăciunii. Fiecare este rob lucrului de care este biruit. Dacă diavolul îi reprezintă în text pe cei care au păcătuit și vor să-i amăgească și pe alții să păcătuiască, Eva îi reprezintă pe cei nesocotiți care glumesc cu păcatul. Proverbe 14 cu 9. Cei nesocotiți glumesc cu păcatul. Cum poate să-și piardă valoarea porunca? Uiți cuvintele Domnului, nu crezi cuvintele Domnului. Și spune Biblia că nu le primim uneori. Și spune în Iacov cuvântul, primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele. Apoi putem să răstălmăcim, să nu ținem cont de cuvântul lui Dumnezeu. Putem să luăm versetul, să-l punem unde vrem noi. Și nu acolo este locul. Să mai poate într-un fel. Osea 5 cu 10. Că poporului sunt ca cei care mută semnul de la hotare. Într-o biserică am amintit asta și păstorul s-a uitat așa și am vrut să spun cum o zis Ilie către Ahab: Tu ești cel care ne norocești pe Israel. Că unde merge șoferul, merge toți pasagerii din autobuz. În dialogul ce aduce moarte, aproape le tace, porunca își pierde valoarea și trei, pofta își spune cuvântul. Genesa 3 cu 6. Femeia a văzut că pomul era de dorit, da? Era plăcut de privit, era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. Diavolul a sensibilizat o coardă din mintea omului, dorința aceea de a fi, și a spus, veți fi ca Dumnezeu, și dorința aceea de a avea, și veți avea o nouă calitate, proprietate, veți cunoaște binele și răul. Este scris în cuvântul lui Dumnezeu, în Ioan capitolul 8, versetul 44, voi aveți ca tată, spune Domnul pe diavolul, și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. Într-o biserică, un frate întreba conducătorul, zice frate, spune, unde scrie foarte clar că nu-i vor să consumăm băuturi alcoolice. Și conducătorul zice frate, mai întâi te întreb și eu ceva, cine-o întreba din tine, Duhul sau Firea? Spune cuvântul lui Dumnezeu în Iacov, în capitolul 1, câteva versete de la versetul 13. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta Lui însuși și momit. Domnul a spus, vine stăpânitorul acestei luni, dar în mine nu găsește nimic. Dacă nu s-a împlinit cuvântul din Galaten 5 cu 24, ceea ce sunt al lui Isus Hristos, și au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Atunci se întâmplă ce spune cuvântul în Romani 1 cu 24, Dumnezeu i-a lăsat pradă pra necurăției ca să urmeze poftele inimilor. Păi cum dacă la început Dumnezeu i-a spus clar la Balam să nu meargă? <coughs> Scrie numărul 22 cu 32. Îngerul a ieșit a treia oară în calea lui Balam și a spus următoarele cuvinte. Pentru ce ți-ai bătut măgărița de trei ori? Iată că eu am ieșit să stau împotrivă, căci drumul pe care merge este un drum care duce la pierzare înaintea mea. Știți ce gând mă fioare uneori? S-ar putea dorința mea. Să o lase Dumnezeu să rămână prioritară, dacă asta vreau. Și pot să întreb pe Domnul. Recent au fost doi tineri la mine și au spus, frate, vrem să ne căsătorim. Și am spus, n-am nimic împotrivă personal, dar vreau să vă spun ceva. Distanța de vârstă între voi e foarte mare. Și eu nu admit asta. E 16 ani. Și el e mai în vârstă cu 16 ani. Zic, eu nu sunt de acord. Dă uite, vă dau un sfat. Le-am dat un număr de telefon, sunați la fratele acestea care e vas de lucru, soția lui vaz de lucru și puneți înaintea Domnului. Dacă aveți de gând să și respectați ce vă spune Domnul. Da, cum să nu, frate? Pe păi de poate poteza Domnul cu Duhul Sfânt. De aceea suntem în biserica pentecostală. Și ce l-a zis Domnul? Să stea pe loc. Și cum a stau pe loc? Au nunta programată s-ar putea să te lase Dumnezeu dacă asta vrei, că și pe Balam l-o lăsa. Și a spus Balam, o, dacă aș muri de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca lor. Și n-a fost. De ce, Doamne, mi ești mereu în cale? Scriam în titlul unei predici. 1. Pentru că drumul pe care mergi tu este un drum care duce la pierzare. Pentru că te iubesc. Pentru asta e și Domnul în cale lui Balam. Având un tânăr dintr-o biserică și m-a întrebat ceva la sfârșit de slujbă. Zis, frate, am o întrebare. Știi că noi tinerii avem probleme cu ochii. Zic, sigur, se rezolvă la oftalmologie. Și el o continua sub altă formă. Ce frate, vreau să vă întreb ceva. Cuvântul acela din Sfânta Scriptură unde scrie, dacă ochiul tău te face să cază în păcat, scoate-l, la propriu sau la figurat? Zi frate, spune cum ar fi la figurat, că eu nu știu, dar la propriu, eu așa l înțeleg, la propriu? Și frate, vreau să vă mai întreb ceva, nu există o cale de mijloc, cam asta ar vrea pocăiții. Știi cum, nici să nu scot ochiul, dar nici să nu mă ducă unde nu vreau eu să ajung. În păcat și după păcat este moarte. Zic, ba, da, este. Când au zis că este, o mai chemat vreo șapte, haideți. A zic tu ești reprezentant. nu ce problemă, haideți. Este o cale de mijloc, am spus. Care, frate? Bandajează-l. Păi și deci, dacă mă întreabă cineva ce am la ochi, îți determina să mint, că trebuie să spun că am ochiul bolnav. Să nu, nu minți, spui adevărul. ți bolnav. Îmi spunea un frate care s-a întors la Domnul, n-am avut în vedere să mă rog pentru o poftă ce era în mintea mea. Și am ajutat pe cineva la un lucru, când a plecat, a lăsat un bidon la poartă și m-a salutat din mers. Și am zis, stai un pic, lasă, zice, pentru dumneata. Și am luat bidonul și el știe că eu nu iau bani pentru ceea ce fac și mi-a lăsat un bidon cu vin. Și când am mirosit, am văzut că e vin. Și a venit un gând, zice, auzi, de l deoparte, Cine știe, poate trebuie într-o zi. Și l-am pus în garaj. venit un al doilea gând, după câteva zile auzi. Tu știi că medicul ăsta, stomatolog, cu care tu te împași foarte bine și nu prea vrea să-ți ia bani, sta ar bea vin, dar un vin bun, dă lui. Și următorul gând, știți care au fost? Dacă nu-i bun vinul și te faci de minune. Îl duc lui, dar dacă nu-i bun, gustă -l. Și a spus, acolo a fost lupta. Și Domnul m-a ajutat să biurez, zice, și am rotit așa ca sabia lui Ioab, știi? Și l-am aruncat, o zis, în apă. Și dus o fost pe jos. În dialogul ce aduce moarte, pofta își spune cuvântul. Mai devreme sau mai târziu, dacă nu este răstignită și vrei să o reactivezi, la fel se întâmplă. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Roman 6, versetul 12. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Să nu mai ascultați de poftele lui. S-ar putea să ne îngăduie Dumnezeu cum scrie în 2 Cronici, în capitolul 32, cu versetul 31 despre Ezechia. Spune cuvântul lui Dumnezeu acolo că Dumnezeu l-a lăsat, da? Ca să vadă ce era în inima lui. Însă, când au trimis căpeteniile Babilonului, sol la el să întrebe de minunea care avusese loc în țară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce, pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. În dialogul ce aduce moarte, aproape le tace, ba mai mult încuvințează păcatul sau se asociază la rău. În loc să te ajute cu rugăciune, în loc să vegheze ca să te îndrume bine, în loc să te trimite la un om al lui Dumnezeu, îți dă puncte de referință din lume, sau chiar din poporul lui Dumnezeu, știți că la un moment dat spune Sfânta Scriptură că un împărat care a făcut reformă în Israel, numele lui Iosafat, s-a unit cu Ioram să plece la război împreună și a spus că ai mei ca și ai tăi, oastea mea ca și ai tăi, ai tăi ca și a ta, eu ca și tine. Da, toți o apă și un pământ au și ajuns. Mergem la război. Păi cum eu să fac? Nu mai întreb pe Domnul? Știți că și atunci când a plecat cu Ahab, în ultima instanță zis, sau stai că mai știu și eu un proroc, dar știi că... problema, nu prea zice de bine. Și întreabă Iosafat pe Ioram, pe ce drum să ne suim? Iosafat pe Ioram îl întreb pe ce drum să ne suim, pe ăsta nu-i pocăit. O fi el, penticostal o fi el din Israel și împărat. Ai pocăit? Ioram, a zis Iosafat, pe ce drum să ne suim? Și ce a zis Ioram? Pe drumul care duce în pustie. Și acolo au și ajuns. Pe drumul care duce în pustie au ajuns în pustie fără apă. Și la un moment dat se trezește Iosafat și ce auzi? Ce se întâmplă? Păi ce se întâmplă? Mor animalele când au apă și murim și noi. Păi și ce e de făcut? Și ce Iosafat? Nu e aici un om al lui Dumnezeu ca să întrebăm pe Domnul? Bă, dacă cum? Numai după ce a obținut viza și te-ai mutat în America, între pe Domnul dacă trebuia să pleci. nu e un om al lui Dumnezeu să întrebăm pe Domnul? Dar nu ești interesat de voia lui Dumnezeu mai devreme? Să stai de vorbă, Dumnezeu a iubit comunicarea cu omul, a dorit părtășia cu omul, s-a interpus cineva care a rupt această legătură care l-a scos afară din Eden pe Adam și apoi pe Eva, pe amândoi i-a dus departe de Dumnezeu. N-au mai văzut, n-au mai simțit prezența lui Dumnezeu, n-au mai ascultat sfaturile lui Dumnezeu. Și de ce? N-au vegheat asupra grădinii. Și în dialogul ce aduce moarte, aproape le tace, apoi porunca și pierde valoarea. Când adaugi ceva, cum a adăugat și Eva, ce se adaugă urgis, scrie Apocalipsa, sau dacă scoți și se scoate dreptul la pomul vieții și Petru spune, bine faceți că luați cu aminte la cuvintele acestei prorocii, că nu-i vorba numai de Apocalipsa, e vorba de toată Scriptura care este prorocia cuvântului Dumnezeu. Și este bine să luăm aminte, spune cuvântul lui Dumnezeu în Timotei, că va veni vremea când oamenii își vor da învățători după poftele lor. De ce? Pentru că învățătorii aceștia le vor da învățături după poftele lor. Și atunci ce vine mai întâi, învățătura sau învățătorii? Poporul care are pofte. și învățători care au aceleași pofte. Și spun că marea e și pentru noi. Și spun că nu e nicio problemă, ecumenismul ăsta, îmi spunea ieri un coleg, zice, așa că noi suntem foarte apropiați ca religii. Ba, zice, mai mult, mi-o și zice cineva că suntem la fel. Adică noi și reformații. Zic, după ce ți-ai dat seama? Zice, nu avem cruce, nici noi, nici voi. Zic, ba, noi avem. Da? oh, atunci. Avem. Numai nu-i pe perete, nu-i la gât, nu-i la mânuță. Ciorba în oală, într-un ecumenism aduce o travă. Și numai puțină, puțină o travă, distruge tot. Înainte de a încheia câteva sfaturi practice în privința aceasta, ce e de făcut? Dacă noi încă Adam cel vechi trăiește, sau surorile pot zice de Eva, primul pas arată normele tehnice de securitate atunci când intervine, de exemplu, în cazul unui scurt circuit și a unui electrocutat. Primul pas, și care este? Hai să încercăm. De exemplu, să-l scos pe electrocutat de sub tensiune. Nu? Frații zic că nu. Păi ce se întâmplă? Păi intri la versetul acela cu tovarășile rele, stric obiceiurile bune. Și Roman 16 cu 17 spune, depărtați-vă de ei, feriți-vă de cei ce fac dezbinare și tulburare împotriva învățăturii. Să n-ai legătura. Primul pas, prima etapă, decuplează-l pe electrocutat. Decuplează sursa, elimină sursa răului. Îmi spunea recent un medic de interne, zice, Hoz Corneliu, zice, oamenii se amăgesc. Ei cred că dacă pun în cafea lapte, laptele acela diminuează sau anulează efectul cofeinei. Deci e fals. Cofeina va fi în aceeași concentrație, va avea aceeași putere, oricât lapte pui. Dacă vrei să nu-și facă efect cofeina, nu bei cafea. Ascultați-mă, tot binele care îl faci nu va anula efectul răului care este în minte, în inimă, în viață. Răul acela te va determina să fii îndepărtat într-o zi de sfințenie, de părtășia cu Dumnezeu, de împărăție, de biserică, mai devreme sau mai târziu. Și nu se grăbește diavolul, dar într-o zi pofta și va spune cuvântul. Primul pas este să elimini sursa, sursa răului. Dacă sursa răului este în imagini, dă afară, ce este de dat afară? Dat afară. Am uitat un frate la noi în biserică, recită poezii dintr-o altă biserică și au zis, fraților, păstorul a anunțat că să spun poezia fără introducere. Eu știu ce introducere face el și da, de recitare recită bine. Dar acum a recitat poezia și vă zic ceva după poezie, o zis, dacă fără introducere. Și zice, fraților, rugați-vă pentru mine că m-a bătut diavolul la alba neagră, zice, și mi o luat toți banii. Și am năcas cu bătrâna, zice. Te poate bate diavolul la tine acasă, cu mausul tău, cu telecomanda ta, cu gurița ta care nu poate să tacă. Pofta asta de clevetire. Îmi spunea o soră ce frate, de asta n-am mai întâlnit niciodată, să știți, nici după, nici înainte. Frate, vreau să mă po de clevetire, o zis. Zic, da, serios, așa vrei să te po Da, frate, ce să fac? Și chiar sora s-a și pocăit. Zic, primul pas nu mai clevetești. Da, frate, apoi tot vin la noi. Nu-i mai primim în casă. Și îmi zice soția, într-o zi, zice, mi-a povestit sora, zice, că au venit primii musafiri. Pacea Domnului, pacea Domnului. Zice, am venit pe la voi. Zice, la noi nu. Păi de ce? De ce noi ne-am pocăit. Despre ce vorba? Ce de clevetire? Păi ce legătură are cu noi? Păi dar nu cu voi am clevetit până acum. Cu noi, zice. Să se pare? Auzi, a venit la soțul tău că e bolnav. Ce deci nu îl mai încărcați negativ, nici la el, că și el s-a Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii ne învață să nu mai amestecăm lucrurile. Să rupem cu păgănătatea și cu poftele lumești. Că Dumnezeu are nevoie de oameni integri care să lupte. Să lupte în rugăciune să lupte pentru binele aproapelui, să luăm cuvântul lui Dumnezeu, să respectăm la adevărata lui valoare. Într-o seară de rugăciune, ne avem rugăciune așa în fiecare seară, câte o oră la biserică și vin așa 50, 60, 70 de persoane și într-o seară am spus, fraților, începând de la primul frate, luați Biblia, citiți câte un cuvânt de îndemn, facem rugăciune. Și eu la primul frate Biblia, S-a uitat un pic la ea, dat la următorul, ce citește tu. Al doilea au luat Biblia, al o dat -o la al treilea. Deci citește și tu. Și-a trecut așa pe la vreo șapte frați. Zic, mă, fraților, dar ce faceți? Trece cuvântul lui Dumnezeu pe la voi ca cina pe la martorii lui Jehova și nu se împărtășește nimeni. Vă frate, dar eu nu sunt pregătit, dar eu nu sunt îmbrăcat, ca mânică scurtă, dar eu nu pot seara asta, că alte probleme. Și m-am uitat în sală acolo, un frate de 79 de ani. Zic, frate, Petre, Ia Biblia, citește un cuvânt, să ne rugăm. Când ne apucă Revelionul. Și-a luat el Biblia, în față și-a deschis cuvântul și se tot uita, se tot uita. Citește fără ochelari la 79 de ani. E tatăl meu. Și nu, nu pot să citesc. Da? Ce sunt? Nu știu. Și mă uit, era o Biblie în limba engleză. O luat așa în fug o Biblie din... Nu, hotărât, așa energic. O luat o Biblie de acolo Buzunar. Nu uită în față. Nu reușește să citească. Zic, vezi? Vezi de ce o zic fratele cu tare să mulțumim Domnului că avem Biblia tradusă în limba română? Vezi? Că e de folos cuvântul lui Dumnezeu? Doamne, ajută-ne să respectăm. Domnul are nevoie, în vremea aceasta, de noi să stăm aproape de cei care sunt amăgiți și noi înșine să nu ne lăsăm amăgiți. Doamne, ajută-ne! Pentru că mai devreme sau mai târziu, pofta aceea care este noi își va spune cuvântul și primul pas este să elimin sursa. Vorbeam cu un frate într-o biserică, m-a așteptat la sfârșitul slujbei și o zis, frate Corneliu, am și eu o problemă, poți să faci pentru mine rugăciune de eliberare? Dar zic, dar ce probleme sunt? Frate zice, aș vrea să spun în particular că erau toți acolo, hai să ne retragem. Eu dau voie conducerea bisericii, ne-am retras. Frate, dar să faci așa o rugăciune cu putere, să fiu eliberat, că uite, e o problemă. Zic, frate, uite care e problema. Trebuie să-ți faci partea dumneavoastră. Și am zis, zis, trebuie să tai internetul. Frate, dar zice, nu pot, că soția mea e la institut și are nevoie de internet. Frate, vreau să te întreb ceva. Dumneavoastră, ai intrit cumva pe niște site-uri nepermise? Nu zic nimic. Am zis mai tare un pic, mai clar. Mi-a tăiat intri pe niște site-uri nepermise. A treia oră mi-a făcut semn așa. Mi-a zis că asta e soluția, nu rugăciunea de eliberare. Trebuie să tai internetul. Trebuie să tai internetul. Da, frate, și nu te rogi, nu. N-am cum, că nici nu mă ascultă Domnul. Mă rog împotriva voinței, a rânduielii biblice, a poruncii lui Dumnezeu, fă partea ta. După șase luni, în aceeași biserică, mi am întâlnit și zic, frate, cum stai? mai rău, frate. Pă, ai, zice, mă strânge de gât, aud voci, tremur, scople și din îngrijorări, dar duhuri puternice. Frate, te poți ruga? Zic, da, eu mă părot, pot ruga. Ți-ai făcut partea ta? Ai tăiat internetul. Cu asta problema la tine. Mi-a dat o replică așa. Zice, frate, eu v-am spus că soția mea e la institut, vreau să întreb ceva dumneavoastră aveți copii la institut? Zic, da. Aveți internet? Zic, nu. Nu am mers nimic și au plecat. Dar am vrut să explic de ce nu. Că noi nu ne înțelegem cu pumni și cu zbierături și strigăte pe acolo. Nu, ne înțelegem din priviri cu cuvinte. Și a spus, noi copii, facem o probă. Băgăm două luni internetul, dacă sunteți stăpâni, rămâne. Dacă sunteți stăpâni, îți pleacă. Și unul o recunoscut, tată, nu pot. Și nu intra în mizerii. Nu, nu nici afaceri de alea prin care câștigă el niște bani acolo. Lua dintr-o parte, punea în alta. Nu, trebuie să-l lăsăm atunci deoparte. Am venit un frate la sfârșitul unei slujbe, într-o biserică, zice, frate, roagă-te pentru mine că nu știu ce se întâmplă cu mine. La nivelul gândirii, niște lucruri și nici... Zice, frate, ești la pensie? Ho, oh, de vreo 15 ani. Și ce cu stările astea și cu gândurile astea și cu problemele? Nu știu, frate, de la ce. Nu știu. Zi frate, domnetai ai televizor? Da, dar nu mă uit, nu? Sigur nu te uiți? Nu prea mă uit. Frate, te uiți sau nu te uiți? Frate, numai la o singură emisiune mă uit. La care emisiune? Zice, la emisiunea te pui cu blondele. Zic frate, dumneata, te pui cu diavolul. FSM 4 cu 27, nu dați prilej diavolului și te mai miri că apar anumite gânduri în mintea ta. În dialogul ce aduce moarte, aproape le tace, porunca își pierde valoarea și pofta își spune cuvântul mai devreme sau mai târziu. Trebuie să-ți faci partea ta să elimini sursa și apoi să te mărturisești sincer înaintea lui Dumnezeu și să cere ajutor în rugăciune după ce ai făcut și asta și să te roști tu sincer și apoi să te lași sfătuit. Că laptele în cafea nu anulează efectul cofeinei. Cofeina aceea nu o să te lasă să dormi noaptea asta dacă ai băut cafea. Depinde dacă te-ai obișnuit cu ea, că unii spun, frate, eu m-am obișnuit cu cafea, pot să beau că dorm. Așa beau unii păcatul și dorm. De aceea trebuie să-ți faci partea ta. Am discutat cu o familie, m-am dus în vizită și am spus, măi, oameni buni, hai să vorbim ceva. A venit sora, m-a întâmpinat, zic, sora, ce se întâmplă că nu mai văd pe fratele la biserică? Ai zice, frate, nu prea are timp, e ocupat, Zic unde-i? E, e pe aici. Exact unde? La știri. La știri. Vorba unui frate de la noi, că s a dat de gol odată, ce fraților, am văzut la radio o știre și am spus, soră, dar dumneavoastră n-ați avut televizor. Da, frate, da, nu, no. acum avem. Și ea să vedea nevinovată. Frate, da, nu, no. el nu, no. dar acum dacă l au luat, eu ce să... Rogă-te, frate, pentru noi. Să știți că nu vă zic bazme de aici să vedeți numai rezultat. Sunt de la altar și m-am ridicat în numele Domnului să vă transmit ceea ce Domnul vrea. Și zic, soră, trebuie să ne facem noi partea noastră. Nu vine Domnul să ne dea piedicele la o parte, că scrie ne vrei, 12 cu 1, fiindcă suntem înconjurați sunt cu un or așa de mare de martori, să-ți dați la o parte. Orice piedică și păcatul care ne fășoară așa de lesne. Pentru copiii care merg la școală, statul le oferă clădire, cadre didactice, ce vor salar mare, și probabil că bine fac și le oferă bănci și le dă un timp la dispoziție să învețe. Părinții le dă ghiozdan, le dă caiete, le dă cu ce să scrie, le dă bani de drum, le dă și supliment. Un singur lucru nu poate să facă nici statul, nici familia. Care? Să învețe în locul lor. Asta e partea lor. Nu o face nimeni în locul lor, oricât ai vrea. Partea noastră este să dăm piedicile la o parte, să elimin sursa răului, mai întâi și apoi să intri la mărturisire. Nu te mărturisești, dar tu ești cu idolul în brațe. Și zic, soră, trebuie să faceți spart. Nu putem, frate, eu nu pot, cu omul ăsta. Și chiar vrei să ne rugăm, dar să știi că Dumnezeu când intervine uneori să lasă cu bandaje, cu cârje, cu hospitalizare, cu rugăciuni de liberare, frate, nu știu, nu s-o gândit ea că iasă chiar așa. Ne rugăm. Vă spun sincer că nu au apucat să mă rău prea mult. Și mă sună sora, ce frate să știi că e bai. E bai. Ce s-a întâmplat? E ce l au trăznit. Zic, pe cine? Televizorul. Și fratele unde era? Ce, era aproape și el. Cum? Deci au venit fulgerul lui Dumnezeu prin antena, care era în pod, cred că să nu se vadă, și pe cablu l-au făcut praf în familie, frate. Praf, l-au trăznit în casă. Păi vrei Dumnezeu să-ți dea pedicele la o parte? Am vorbit în seara aceasta despre o conversație riscantă, periculoasă, despre o negociere, un compromis care a dus înspre păcat, pentru că în spatele păcatului este cel rău care acționează prin pofta din noi și ne bate diavolul cu soldații noștri la noi acasă. Așa cum l-a bătut pe David la el acasă. Știți care a fost rezultatul pentru David? a dat ca plată patru miei pe fiul Ginga și al Bashebei, pe Amnon, prins moștenitor, pe Adonia și Absalom, ca patru aștri stinși de un or. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, sfârșitul lor în Filipeni capitolul 3 va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele. Mi-aduc aminte că am întrebat un păstor, eram la 20 de ani, nu cumpărați în prima mașină, am dus și eu, conducătorul nostru adunare la conferință, și am dat de un păstor, un om al lui Dumnezeu, zic, frate, uite, este o problemă, eu nu pot să postesc. Păi, nu știu, frate, zice, zic, pe la miez așa, pe la 1, 2, mă ia așa o poftă de mâncare și mă ia cu dureri de cap și mi se face rău. Frate zice, ia postește odată până seara, dacă mor răspund eu. Ce ce sunt al lui Hristos Iisus, Galaten 5 cu 24, și-au răstinit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dumnezeu a văzut că dorințele și inclinațiile din inima omului erau îndreptate înspre... Știți că scrie Isaia 66 cu 18, că Dumnezeu pedepsește gândurile? Și s-ar putea să te lase după gândurile dumetale. Vrei să te duci, Balam? Du-te! Vrei să mănânci Eva? Mănâncă! Vrei să dai și la Adam? Vrea și el să mănânce? Să se asocieze? să convințeze păcatul? Furați motorină împreună! Îmi povestea un frate, zice, frate Corneliu, chiar fratele acela, care a stat în, drept, în dreapta și a zis, frate, către șofer, cum te unești cu hoțul să fur motorină? Zice, frate, să vezi ce mi se întâmplă în familie, zice, copilul meu, n-am știut, zice, că dădeam și lui acelea sfaturi. O luam motorină de la un buldozerist la preț redus. Și s-a dus cu ea la un frate și a zis, Auzi, frate, dumneata mai merge așa în lucrare. Nu la mine să Și, și <laughs> mă scot. Frate, să o dau numele Domnului asta. El a urcat la etaj, i-a lăsat canistra de 20 cu motorina luată de la buldozeriș la preț redus, i-a dat -o numele Domnului și când a coborât bicicleta pe care dăduse cu câteva zile în urmă șapte milioane, o dispărut. În evrei zice, suferiți pe deapsa, Domnul se poartă cu voi ca și cu niște fii. Și bine, bine să plătești? Îmi spunea un frate, mă chema familia, frate, să vii să faci ungerea cu un de lemn pentru fratele, pentru tata, veni și nepotul, pentru bunicul, zice. că Și m-am dus la ei și zic, vreți Dumnezeu să-l vindece, sincer? Sau vreți să rămână așa, doar să amelioreze, că vă convine cu pensia asta de handicap ce luați? Trebuie să fim cinstiți, nu? Să întrebăm oamenii cum vor. Nu, frate, zice, domnul, cum vrea să facă el? Și ce au zis fratele către mine? O zis, frate Corneliu, nu trebuie să-mi faci ungerea. roacă te domnului numai să mă mântuiască, că eu știu că trebuie să plătesc. Și eu le spun tinerilor care vin pe la mine prin vizită să aibă grijă ce adună în bagajul lor toată viața. Și ce îmi spunea fratele ăsta într-o duminică? dădea fân cu furca. Zi frate, azi e duminică. A, păi las că fânul nu știe că e duminică. Fânul trebuie făcut, când după vine ploaia. Și când m-au chemat prima dată la spital, asta ce v-am zis era două oră, era în spital și se văita și a zis, frate Corneliu, fă mungerea cu un delem dacă poți și scoate-mă de aici, a zis. Fă cumva și scoate-mă de aici. Eu n-am fost bolnav niciodată, eu nu pot să stau aici închilozat. Scoate-mă de aici! Și a început să strige tare. Și uite, asistentele, o chema și medicul, că trebuie să-i facă o injecție, să-l liniștească. Scoate-mă de aici! O zis, frate, nu pot, cum să te scot? Ia-mă în spate, o zis. Păi cum să te iau, frate, nu te la mine, te iau pe dumneavoastră, că te te iau în spate. Nu pot să te iau. Stai aici, că trebuie, asta este. Dar ne rugăm Domnului să vedem, să deslușească planul de lucrare și l o deslușit ca doua la ungere, Eu zis, frate, nu trăungerea să mă vindec. A, să mă ajute Domnul să-mi duc până la capăt crucea și să-mi plătesc. Și e vorba lui Simeonu nu, cu plătuța. Așa că la început era frumos pe tera. Coroana creațiunii lui Dumnezeu avea părtășie cu Creatorul. Era în dialog cu atotputernicul Dumnezeu, era într-un loc frumos pe care trebuia să-l lucreze și să-l păzească. N-au păzit grădina, n-au păzit grădina. Și în aceste condiții a venit cel rău și a stricat în familia lor planul lui Dumnezeu. Și în acest dialog în care au intrat ei, în dialogul ce aduce moarte, am văzut că s-au întâmplat trei lucruri. Unu, aproapele tace. Întrebam la o nuntă, Miriasa, de atâtea emoții avea, nu mi-a dat seama care așa emoții și nu știe să răspundă la subiect. Zic, auzi, după ce predicasem o jumătate de oră de aproapele, zic către miriasa, Săr Miriasa, am o întrebare, cine e aproapele tău? Și zice, Dumnezeu. M-am făcut că nu -au aud și zic, aproapele tău e cel de lângă tine, care are nevoie de ajutorul tău oricare din familie sau din biserică și chiar din cei de afară, care au nevoie să simți cu el, că aproapele celui căzut a simțit cu el, i s-a făcut milă de el. Și spune Iuda, fie-vă milă de unii, nu-i mai vorbiți de rău, nu mai faceți atâtea analize și mai transmiteți și altora, puneți-vă pe genunchi și spuneți tatălui, când aproapele ta ceva mai mult încuvințează păcatul sau se asociază la rău, lucrurile degenerează și porunca își pierde valoarea și când porunca își pierde valoarea și noi ne pierdem valoarea. Că noi avem valoare înaintea lui Dumnezeu câtă vreme respectăm cuvântul lui Dumnezeu. Dar tocmai așa cum a fost dat, de aceea trebuie să ne rugăm, Doamne, să nu lasă să se întâmple cum scrie în Matei 13 cu 19 despre unii care Aud cuvântul, dar nu l înțeleg. Și vine diavolul și ea din mintea lor, din inima lor. Și diavolul îi reprezintă în text, am spus, pe cei care păcătuiesc și amăce și pe alții să păcătuiască. Care ce sunt punctele de referință? De ce ne ascult? Care sunt sfetnicii tăi? Și apoi, porunca, după ce își pierde valoarea, pofta îi spune cuvântul. De aceea trebuie răstignită. De aceea trebuie eliminată sursa, făcut o mărturisire sinceră, rugat sincer, cerut ajutor în rugăciune și apoi să te lași consilia și sfătui de oamenii lui Dumnezeu. Și de ce? Ca să rămâi aproape de cel care dorește părtășia cu tine. Dorește să vorbească și să-l asculți și să-i împlinești voia, porunciile lui, au fost date ca să fie împlinite cu. Haideți să citim în încheiere. Capitolul 5 din 1 Ioan, versetul 3. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 119, versetul 4. Tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie. Doamne ajută-ne! Amin!